director de marketing, apoi a ajuns la FCSB, exact la FCSB, directorul departamentului de marketing și omul care a lansat FCSB ca siglă, ca sintagmă la OSIM. De ceva vreme se ocupă de panotajul de pe stadioane, are propria lui firmă de marketing și discutăm despre toate acestea, dar și despre multe altele cu Bobby Durbac. Bună dimineața! Neață și mulțumesc pentru... Da, și o spălărie. Da. Mulțumesc mult de invitație. Noi mulțumim. Bobby, tu ai avut și altă opțiune decât rugby acasă? Adică a existat și fotbal sau ceva sau doar rugby? Întotdeauna tata m-a lăsat să fac ce vreau. Am fost la hockey, am fost la basket, am fost la tenis, fotbal. Da? Da, și rugby cel mai mult, evident. Dar am fost și la fotbal vreo câteva antrenamente și un cantonament la fotbal. Pe mure? Da, da. Și ai zis că nu-ți mai trebuie sau? Nu, nu, atunci mă rog, maica mea era foarte dură și nu accepta o deviație așa de la școală și s-a întâmplat să iau niște note mai micuțe și atunci a zis stop joc, școala pe primul plan, după care sportul. Da? Uh-huh. Dar le aveai cu fotbalul așa? Adică era, te atrăgea da. Sau? Și tata la rândul lui, știi, genă da. Moștenire. Da. Îmi povesteau foștii lui colegi că și la rugby, ca relaxare și asta, mai joci un fotbal. Da. Era foarte bun la fotbal. Acum... Deci s-a transmis cum ar veni. S-a transmis, exact, da. Dar așa, sportul meu de suflet este rugby. Bun, și te-ai apucat de rugby sănătos la? Cred că 15 ani, 14 ani, 15 ani, cam așa. Te așa durea în spate rucsacul de la tata? Adică, domne, trebuie să car un nume? Știi când am simțit asta? După armată, fiindcă așa cum erau vremurile. Da. Fiind la Steaua la junior, după aceea am făcut armata la Steaua. Dar, de exemplu, în timpul unui sezon, știi, după antrenamente, noi rămâneam să dăm la bețe, cum da, se spune. Da. Eu fiind stângaci, tata era dreptaș, știi? Și m-a întrebat tata, zice, stângacii sunt rare în rugby, știi? Și la un moment dat m-a întrebat tata, zice, bă, cu cine dar cu sementul? Da, dai cu stângul. Cu mine nu. Da, da. Și făceam pariuri cu colegii, la droguluri, la bar, la transformări și le câștigam pe toate. Când erau meciuri, nu mă lăsa să transform ca să nu creadă că lumea că mă favorizează pe mine. Bune? Da. Și nu, cum să zic, nu eram titular mereu. Adică eram rezervă și nu știu. Și chestia asta am simțit-o. Când, după ce am terminat armata, fiindcă trebuie să recunosc foarte sincer, nu aveam valoare de Steaua. Steaua era, Steaua cu Dinamo erau lotul național de rugby, care pe vremea aia... Ce rugby aveam? Da. Băteam da, Franța, vorba aia. Am avut opțiuni să mă duc la Olimpia, la Rapid și, sau la Sportul, știi? Și până la urmă am preferat să iau pauză, să mă îndrept către studii și către business și a fost un moment după Revoluție în 89 când foarte mulți jucători au prins, fiind de lor național, au prins contracte în Franța, Italia, pe unde au mai plecat și atunci m-a sunat Neamati, care era antrenor la seniori și mi-a cerut să revin, că nu mai aveau jucători, dar opțiunea mea a fost nu. Am pe zis, bune? Da, da. Pentru da. Că plecaseră... Da, da. Și atunci am zis, nu, rămân pe drumul meu, știi, și asta a fost. Dar tu ești campion național fără medalie? Da, când ne-am calificat la turneul național de juniori, știi, a fost o întâmplare extraordinar de ciudată, mă duceam să mă tund, să fim și noi, ne-a spus antrenorul, bă, plecăm la Iași, era turneul final, vă duce și voi, era ștuns, frezați, să ne prezentăm frumos și în drum spre frizerie, cu un câine, pac, m-am mușcat chiar de genunchi în spate. Nu-i de râs, știu, așa, dar acum da. E... Fii atent și m-am dus, m-am speriat un pic că mi-am urțise piciorul, știi? Și m-am dus la spital la Colentina, ia gata, te oprim aici, injecții, pa, zice, 2 săptămâni repaus. Păi cum 2 săptămâni, că trebuia să plecau peste 3 zile, știi? Și am ratat turneul final.
Au câștigat colegii mei campionatul, dar nu mi-au dus și mie o medalie. Deci dacă n-ai fost acolo, o sănătate. Exact, deci dar ești campion național la junior, dar, nu se pune, dar fără medalie. Da, bine. Dar ca idee, e bună asta. Deci de la un câine, erau câini mulți pe stradă, deci de la un câine tu practic ai pierdut o medalie de campion. Da, lasă că le arăt la ăștia mici ai mei medaliile lui tata. Da. Corect. Are suficient. Corect. Da. Corect. Bun. Deci zici că te-ai apucat de școală. Da, exact. Și am avut marea șansă American Dream, știi, să mă duc la Panasonic, care e o companie care formează oameni. Și am luat-o, m-am angajat prima dată vânzător la Unire, la magazinul de la Unire. Celebrul magazin Unire. Exact, care era și punct de întâlnire la Panasonic, la Unire, știi? Da. Mulți ani de zile a fost. Mergeam și ne uitam la castofoane de mașină, doamne, nu știi ce sale. Erau faze haioase, știi, că mai venea luna de la țară, aveam cuptoare cu microunde și întrebau cât costă Xerox-ul ăsta, știi? Așa erau... Exact. Ce puturile, da. Exact. Și Xerox-ul la mamă cât e. Da. Cât ai stat acolo? Mult. 14 ani am lucrat pentru Panasonic, timp în care am trecut prin toate etapele de dezvoltare, fiindcă ei au un program de training impecabil pus la punct. Și am terminat ultimii, cam după 11 ani așa, m-au trimis la Viena, unde era sediul central pe Europa de Est. Am lucrat 3 ani la Viena, coordonând 12 țări. Și... Unde mi-ai zis, iartă-mă, că ai jucat fotbal la o echipă de Liga A? O șasea. A șasea. Da. În primul rând, asta e o chestie interesantă, că există 6 ligi în Austria. 7. Da. Erau RSC Viena, Royal Sport Club Viena se chema. Și vreau să spun că a fost o experiență impecabilă, fiindcă, practic, n-aveam ce să fac. Mă duceam la muncă și după aia, placă să stai pe mes cu prietenii în țară sau asta. Și cum eram cu sportul, m-am dus și eu. Era lângă mine. Tot ai văzut. Bună ziua, bună ziua. M-am dus la un meci. Știi că mă plimbam așa într-o sâmbătă și am văzut... Eu zic pe unii care hăiau. Da. Și mă așez, aveau echipamentul ca Inter. Știi? Da. Exact, Inter Milano. În Dunge, da, așa. Da, frumos. Așa. Și m-am uitat la meci, nu știu, eu am jucat vârf. Și fotbalul ăsta, care îl jucăm, mini-fotbalul de plăcere, la pomană mai repede. Și nu ți-a plăcut să alergi. am văzut eu nu știu ce, zic, bă, dar vârful ăla e praf și pulbere, ia să vorbești. Am așteptat să se termine meciul, m-am dus. Cu tupeu așa, adică bună ziua, bună ziua. Salut, uite, aș vrea să vin și eu să fac mișcare cu voi, chiar simțeam nevoia să fac sport regulat. Și spun, dacă puteți să mă primiți pe mine, n-am pretenție să joc, doar să mă antrenez cu voi. Zice, da, ai mai jucat fotbal? Zic, bă, când am fost la junior pe la Steaua. A, lăcătuși, știi, bune? Pe cuvânt de onoare, da. Da. Și zice, uite, miercuri avem un amical, vino la adresa X, nu știu ce, bine. Mă, în Liga 6 aveau și amicale, meciuri amicale? Da, aveam în fiecare săptămână. Liga, și vreau să spun, cu o infrastructură, Cătălin. Eu când am intrat prima dată la duș și am văzut că au faianță și de-astea ca acasă, am rămas și zic, uite, bă, Liga vin, 6. Da. Bine, era o bază sportivă la Wienerberger. Da. O bază sportivă în care juca și o echipă de Liga 3-a, noi, și încă una, știi? Da, dar voi erați amatori, adică amatori. Noi plăteam 15 euro cotizație, dar aveam un van care ne crea echipamentul colantat în culorile clubului, deci totul... Dar oamenii erau în viața de zi de cu zi angajați undeva? Exact, cu joburi și o organizare nemțească impecabilă, adică aveam antrenor principal, secund antrenor cu portarii, aveam... Eu dacă vreau să vorbesc cu antrenorul, trebuia să vorbesc cu capitanul echipei și capitanul echipei îi transmitea ceva. Aveam jurist și aveam un tip care făcea un fel de marketing. Aveam 2 euro intrarea la... La Liga 6 el făcea marketing? Da. Păi aveam fanioane, tricouri de vânzare. Și nu-mi zic că avea și sponsori mulți. Aveam vreo 4, fiindcă acolo funcționează legea sponsorizării impecabil de sute de ani. Asta care ne chinuim noi de 25 de ani. Eu nu înțeleg de ce nu poți să te duci
Îi întreabă pe ea în Austria, bă, cum faceți voi? Copiați da, dacă vă iese, că vă iese. Exact, da. Aveam patru sponsori, fii atent. Un restaurant, un club din centrul Vienei, un ăsta de zi de bronzat, studio așa, de solar, așa, și un magazin de ochelari. Și fii atent, aveam acțiuni, deci odată pe săptămână mergeam, noi aveam totul vreo 35 de oameni eram. Da. Fiindcă venea meciul și tu n-aveai 18 să pui pe foaie câteodată, da, fiindcă da, avea lumea, da, fiecare job, probleme, nu știu ce. Și odată pe lună mergeam la restaurant, îi mulțumeam lui ăla că ne sponsorizează și făceam consumații acolo ca să simtă și omul când îți vin 30 de oameni, 70 de oameni. Și plăteați. Bineînțeles, nu era, da, nu era, haide și tu. Da. Așa, la club la fel și dacă, de exemplu, eu cumpăr ochelari, dacă aveam nevoie, mă duceam, că așa simțeam că e corect, la magazinul ăla era în Shopping City. Corect. Ca să îmi fac ochelari acolo. Exact. Dar ăsta e aspectul foarte important, fiindcă legea lor de acolo, dacă dai bani la cultură, sport, educație, fiindcă aveam prieten, era o cunoștință, de fapt, era pilot la Austrian Airlines, știi? Și pe urmă mai avea și ceva privat, un business cu baloane, cu o chestie de asta. Și tot ce dorea să facă sponsorizare, se ducea la facultatea unde a terminat și dota o sală de clasă cu proiectoare, cunoște. Dar acolo legea e foarte bună, fiindcă, știi, oricum toată lumea așteaptă statul să dea bani. Dar uite că îți dă privatul bani și scutește statul de niște cheltuieli, știi? Cum ar veni, foarte de infrastructură, da, și asta. Și funcționează impecabil totul, știi? Bun, și te-ai dus atunci? Ba, m-am dus, m-a chemat miercuri, vino la Miș, nu știu, îți dai seama, nu mai jucasem de vreo 4-5 ani pe teren mare, știi? În prima repriză am mâncat bătaie cu 5-3, dar am dat eu două goluri. Dar după prima repriză era leșinat. Și benzină, și nu mai... Toate se terminase. Da, exact, știi, și am rugat antrenorul să mă scoată și a zis, nu, stai acolo, nu știu ce, bine. Mă plimbam și eu, știi, din 16 până la jumătate. Și înapoi. Și, da. Și după aia n-am mai ieșit din echipă. 3 sezoane. Și am avut un sezon. Primul am dat 23 de goluri, după aia 31. 31 de goluri ai dat. Da, într-un sezon. În Liga Hesa, da. Dar știi că în al doilea sezon venise un antrenor sârb care a zis că mă simpatizează foarte mult și mai venise un mijlocaș impecabil, lucra la ORF. Îmi sună, da. Și contează mult ca atacant să ai un mijloc cu care te înțelegi bine, să te servească cum trebuie, știi? Dar foarte frumos, adică și organizat. Lumea vine, face sport serios de plăcere, că după aia stăteam cu echipa adversă, mâncam o șniță, beam o bere, era totul civilizat, frumos, da, știi, în teren te mai loveai așa, dar după aia strângeai mâna și... Lumea asta venea la meci? Băi, am avut și 200 de spectatori, ceva de genul ăsta. 102, dar în general prieteni, soră, cumnat, văr. Terenul impecabil, bănuiesc, gazonul. Da. Aveam iarbă, dar cam 80% le jucam pe sintetic, 80% din meciul. Încă sintetic. De pe atunci, deci de pe atunci, de acum... Da, niște condiții, o infrastructură impecabilă, credem. Știu. Și întrebarea tradițională, de ce mai întâi mai întors mămic acasă? Aici deschide-i, băi. Știi de ce? Hai să spun. Fiindcă eu aveam un plan de dezvoltare personală care îl gândeam pe 50 ani. Pentru mine să lucrez la Viena era finalul unui ciclu. Am înțeles. Hai să spun, progres, da? În dezvoltarea mea, fiindcă știam cum merge circuitul aia pe natură, din magazin până la, până la fabrică în Japonia, mă duceam, trebuia să mă duc de vreo 3 ori pe an să negociez produse, prețuri și așa mai departe. Și cu acest know-how, încă de atunci aveam vreo 30-35 de ani, visul meu era să am business-ul tău, al meu, personal. Dar după aia am zis, zic, nu plec de la Panasonic și îmi fac business, mă duc la un brand B, unde să fiu number one, și m-am dus la BenQ, country manager,
ca să-mi dovedesc că tot know-how-ul dobândit, mă duce capul să-l aplic, să-i cresc pe aia. Adică nu vreau să mă duc de la Panasonic, la Sony sau la Samsung, am avut ofertă de la LG, de la ăștia, dar am vrut să mă duc la un brand mai mic, B sau C, care să pot ca să-l cresc. Și am stat acolo vreo 2 ani, 3 ani, cam așa, dar cert e că atunci când am plecat, eram number one market share la proiectoare, la monitoare, camere foto care noi eram la 0, virgulă, ajunsesem în top 5 la bătaie cu Canon, cu ăștia, așa, la monitoare foarte important era core product pentru ei, produse de calitate bune, dar trebuia să te bați cu Philips, cu Samsung, cu LG. Erau pe la Real Madrid. Da, da. Pe vremea aia, adică chiar pe piept, piept. Vezi că la Real Madrid era BenQ Siemens, divizia de telefoane mobile. Știi? Adică erau două entități separate, BenQ Siemens și BenQ Simple. Dar sponsorship-ul ăla a dus un awareness senzațional. Îți dai seama, la nivel mondial, să fii pe piept la Real Madrid. Cine n-aude de perioada în care erau cu Beckham, cu Ronaldo, cu și așa mai departe. Cum se chema aia, stai? Galactici. Galactici. Bun, și după aia în Ghencea, cum ai ajuns? Mai ții minte? Păi, în perioada când eram la Panasonic, noi am fost vreo 7 ani sponsor la Steaua. Și ați dat și tabela. Și tabela, exact. Care era, noi, era același model cum avea Bayer Leverkusen în Germania. Deci ce avea Bayer Leverkusen, exista și pe Ghencea? Da, da. La vremea aia era top, știi? Da. Și... nu mai scotea capul, iartă-mă băiatul ăla să uite cât e scorul, știi, pe aia veche? Da. Știi minte? Când baie, așa, aia, da, aia verde. Așa, aia verde, așa, da. Gaz de oaspeți după aia. Așa. Acum era ceva modern. Da, și cunoscând staful Stelei, la un moment dat, într-o discuție de asta, când m-am mutat la BenQ, la fel, am încercat să legăm o colaborare, dar BenQ, neavând bugete atât de mari, nu mi-am permis să... Și atunci știind oamenii... Mă duc și atunci știind oamenii, la un moment dat eu îi mai criticam, că bă, n-aveți marketing, nu știu ce... Ia vină-mă șmechere, da, goa, da, care ne ceri tu. Da, exact. Ia, nu vrei tu să te ocupi? Și având pasiunea asta pentru marketing, în primul rând, dar și pentru sport, s-a îmbinat chiar când... am plecat de la BenQ, i-am spus șefului pe Europa, a zis, bă, îmi pare rău, dar nu pot să refuz, ăsta e dream job pentru mine. Și el a zis, bine, du-te, că dacă nu te duci acolo, să-ți pare rău după aceea, știi? Corect. Și așa am ajuns. Și ai făcut un dita mai departamentul, ca să nu ne ascundem, adică ai crescut, practic acolo nu era nimic, sau aproape nimic, aveai doar brandul. Exista un brand uriaș. Da. Era, țin minte, că se făceau atunci niște sondaje și Steaua, după Ceaușescu, era al doilea, al treilea, și Dacia era al doilea, al treilea brand recunoscibil, avea vreo 6 milioane de, nu susținători, de simpatizanți, da, că nu toți. Așa, da. Bun. Că știu că la vremea aia sondajul era undeva 54-58%, erau steliști, adică practic unul din doi. Corect. Știi? Da. Corect. Și a fost o perioadă de acomodare, fiindcă se vede la multinațional, în fotbal, unde lucrurile sunt un pic diferit. Mult diferit. Exact. A fost o perioadă de acomodare, după care am încercat să duc la îndeplinire niște proiecte care consider eu că pentru un brand la nivelul ăsta erau foarte importante să se întâmple, știi? Și pas cu pas... uite, muzeu, dezvoltare de ticketing, bilete, catering, online, și așa mai departe. Câți erați atunci? Că știu că erau mulți oameni. Adică 19 am fost la un 19 moment. 19 inși. Dar inclus în stafful de la magazin. Adică în birou, stașor 3 cu 6, 9, în birou eram 8 sau 9. Pare greu de crezut, Bobby, astăzi în 2021. Erau 22 de magazine? În țară sau parteneri? Două ale noastre și 20 de parteneri. Da. De Steaua la momentul, că atunci era Steaua, nu? Uh-huh. La momentul 2006-2007, 8-9, avea 22 de magazine. Bun, 2 plus 20 în care își desfăcea produsele. Da, cel mai important a fost cel